În intervalul 3 septembrie ora 11, 4 septembrie ora 15, se așteaptă ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Informarea meteorologică arată că va ploua, mai ales în sud-vestul și sudul țării, precum și la munte. În Oltenia, munții Banatului și local în Muntenia și zona Carpaților meridional și de curbură, se vor acumula cantități de apă ce vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 35-40 de litri pe metru pătrat. În regiunile sudice și la munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 de km la oră, iar izolat, în zona montană înaltă, vor fi rafale de peste 70-80 de km la oră. Administrația Națională de Meteorologie mai arată că unele intensificări ale vântului se vor semnala și în restul teritoriului, cu precădere în centrul țării, dar cu viteze mai reduse și pentru intervale scurte de timp.